Azi e ziua cea mare, flăcăi. Săpăm, trasăm și vorbim mai puțin. Ei! După cum se vede, m-am apucat de săpat și, Doamne, am mai săpat în locuri tari, dar ăsta a fost extraordinar, cel puțin 10 cm se vede că am tăiat cu flexul. Adică bucățica asta de aici a fost parcă săpam într-un drum și aici am tăiat cu flexul o linie. De fapt, am făcut conturul la toată cu flexul ca să nu mai stau să mai mă chinui, pentru că dacă vrei să sapi gen 40, cât o să fie fundația mea, se rupe și în partea cealaltă a linii și nu-mi plăcea deloc cum se vedea, așa că am tăiat cu flexul ca să fie mult mai ușor. Și când ai un perimetru, se vede destul de drept. Se vede foarte frumos. E tare, aici e foarte tare. Încă n-am ajuns la cel moale. Dar sper ca mai jos să fie mai moale, să se sape mai ușor. Dar în principiu e bine. Toată lumea se uită și se întreabă de ce naiba lucrez singur. Și probabil că în mintea lor cred că nu are cine să mă ajute, dar nu vreau să mă ajute nimeni deocamdată, pentru că asta pot să o fac și singur și nu mi se pare normal să iau pe altcineva să mă ajute. Bun. Haide.
Ce tare! Tocmai am găsit un bănuț de 15 bani, dacă se vede, din 1975. Super tare! Thank you.
merge foarte greu. Cred că e ora 3 sau 4 și doar atât am reușit să fac de azi dimineață de la 7. E foarte tare pământul. Mi-am rupt mâinile. Da. Dar îmi place foarte mult că este drept. Este drept. Cei care mai știți, când sap cu tractorul, se rup marginile, îți intră mult mai mult beton și așa mai departe. E, aici nu s-a întâmplat lucrul ăsta, decât aici mi s-a rupt puțin, pentru că piatra asta era în gaură asta aici și a trebuit să o scot. În rest, țais. Țais. Așa că am o crustă. Am o crustă de vreo 10-20 de centimetri, unde efectiv e beton foarte, foarte tare, după care e mai moale. Dar crusta asta mă obosește teribil. Sper să termin bucata asta până la capăt astăzi, deși nu cred. Dar aia e, fac cât pot. Sunt câțiva norișori foarte, foarte frumoși. Uite. Ascultați păsărica asta. Și am aici un cuib de guguștuc, fix în pomul ăsta. De fapt e plin aici în pădurici asta. Cui mai trebuie muzică? Ia uzi. A fugit. Bun, hai pe treabă. Am terminat-o și a ieșit cam așa, chiar îmi place cum a ieșit. Deci practic într-o zi am făcut două, una scurtă și una lungă. Bun, mai am de strâns pe aici și cam asta-i. Ne auzim mâine. Aules baules. Salut, zmeilor! Asta e a doua zi de săpat. Și mă simt ca naiba. Nu am nicio bucățică din corp care să nu mă doară. Dar măcar îmi cântă păsărelele. Astăzi nu o să lucrez toată ziua, că mai am și altele de făcut.
Aș vrea totuși să termin o laterală de asta mică de 6,50 m și să sap aici puțin în mal ca să pot să montez și baliza. Și cam atât. Așa că hai pe treabă. Pământ atât de moale și de pufos. Mai mare dragul să sape. Uite-te și tu. Foarte, foarte moale. Mai mare dragul, cum spuneam. De plăcere sap. Bun, mai am puțin. Cam atâta fac, în jur de un metru. Și mai am puțin până ajung și în partea asta la aceeași lățime, după care o să mă opresc, că e duminică și mai am și alte chestii de făcut și mâine o să continui cu celelalte două laturi plus cele două de pe jumătate. Sper să reușesc să le fac în 3 zile și dacă nu reușesc, cui pasă? Eu sunt șeful. Hai, încă puțin. În sfârșit, mi-a luat 5 ore să fac bucățica asta, e incredibil. Dar chiar n-am stat deloc. Pământul a fost foarte tare, sunt și multe rădăcini. Dar se vede foarte mișto. Ulterior o să sap mai mult, să fac și aici în spate puțin mai mult loc. Aici în dreapta o să fie iar săpat malul și o să am o grădină de legume frumos. Dar nu vorbim acum despre. Bun, cam atât am făcut astăzi. Bun, azi trebuie să merg la notar să-mi iau cartea funciară și trebuie să merg și la depozitul de materiale. A să dau comandă de chirestea, de fier și ce am mai zis? Ciment. Așa că asta o să fac acum de dimineață, după care mă întorc la săpat, că mai am o grămadă și sunt singur. E o zi frumoasă și astăzi și mă bucur. Așa că haulis baulis. Hau! Am ajuns cam de vreme, se pare că deschide la 9. Am pierdut 2 ore și ceva pe aici ca să-mi spună că nu se rezolvă astăzi, mâine, să vin mâine. Deci e incredibil. După ce am așteptat 2 ore la notar ca să-mi spună că nu se rezolvă astăzi și că trebuie să vin mâine, am venit cu chef de muncă aici, să-mi vărs nervi. Așa că astăzi sper să termin și cele două laterale care au mai rămas. Și să fac și partea din mijloc, poate că mâine, nu știu exact, să vedem ce timp am.
deja e 11, am pierdut 3 ore de muncă. Așa că hai pe treabă. E bine că nu e tare. Dacă era și tare și cald afară, era rău. Gata pe ziua de azi. Vreau să ud puțin pământul ca să se mai lase. Dacă se întreabă cineva de ce n-am săpat cu tractorul fundația ca să nu mai stau să mă mai chinui și să mă vait atâta, e pentru că n-am vrut. N-ar fi ieșit niciodată în viața asta cum iese acum, adică atât de dreaptă. Știu că mulți vor spune că nu contează, că e în pământ, că bla bla bla. Pentru mine contează, nu mă interesează cum fac alții sau ce fac alții, dar vreau să fie drept și în pământ. Așa că am preferat să sap la mână, să sap drept, să se vadă frumos. Și oricum se rupea malul cu tractorul, erau mai multe chestii. Și de-aia am preferat să sap la mână și nu cu tractorul. Chiar nu era scump, cred că era în jur de 800 de lei sau ceva de genul, adică nu era o avere. Auzi, mă, cine spunea că n-am eu păsărică? Auzi și voi. Da, diseară. Ne vedem diseară. Thank you.